În coaliție, cum arată lucrurile? S-a depășit momentul Vlad Voiculescu, cel puțin la nivel public am văzut. Dar în coaliție, cum arată lucrurile? Ne-am apucat de-a doua zi, după semnarea protocolului prin care se clarificau problemele din coaliție, am închis ușa la momentul acela neplăcut și am mers mai departe. Și vă spun asta pentru că nimeni n-are timp de pierdut. Niciunul din miniștri, niciun membru sau coleg de-al meu din conducerea partidului, toți avem foarte clare lucrurile. E o formulă de coaliție guvernamentală dată practic de electorat. Cei care ne-au votat ne-au obligat să lucrăm împreună, ne-au obligat să respectăm această voință a electoratului și indiferent de păreri personale, de simpatie, antipatie, de chimia care poate să existe între două persoane, partide și așa mai departe, pentru noi este soluția morală de funcționare mai departe. PNL, USR Plus, UDMR. Sigur, va fi extrem de tentant pentru anumiți colegi să își arate sensibilitățile în public din când în când. Știți cel mai bine că atunci când ataci propriul partid, faci mai repede știrea decât atunci când încerci să ataci opoziția sau invers. Însă, cu mai multă maturitate și cu un exercițiu pe care îl vom deprinde mult mai bine și anume acea dezbatere reală în interiorul coaliției, sunt convinsă că pas cu pas ne atingem fiecare obiectiv. Eu vă spun de exemplu că am reușit să trecem prin Parlament și asta e o satisfacție personală, dar cred că atinge foarte multe femei din România. Și o să vă spun în 30 de secunde despre ce e vorba. De 3 ani de zile în Parlamentul României, mandatul trecut, din păcate, când n-aveam majoritate, stătea în sertarele Parlamentului un proiect care e cunoscut publicului drept acel proiect cu brățările electronice pentru victimele violenței domestice. Femeile bătute, hărțuite, chinuite primesc din partea instanței atunci când reclamă abuzurile un ordin de protecție. De multe ori ordinul de protecție era încălcat. Ei, împreună cu ONG-urile, uitându-ne la bunele practici din state ale Uniunii Europene, am văzut că este acest mijloc de protecție atașez la picior brățarea electronică a agresorului când a depășit perimetru și se apropie de victimă, existând riscul să o omoare realmente în bătaie, că doar au mai fost atâtea cazuri, să o împuște, vezi cazul de la Perla. Polițistul din secția de poliție, prin sistemul electronic, este alertat și vine și preîntâmpină o situație neplăcută. Ei, de poate fi dată zile jos această brățară? Nu. E foarte bună întrebarea. Mi-au adresat-o foarte multe femei. Nu, această brățară nu poate fi dată jos. Se fixează pe picior dacă agresorul e în imposibilitatea de a o atașa la picior din vari motive, se atașează la mână. Dacă a ieșit din perimetru, se alertează sistemul electronic aflat în secțiile de poliție, polițistul a plecat, cel mai apropiat polițist de victimă a plecat, l-a luat la întrebări. E o reușită, dar gândiți-vă că mi-a luat 3 ani de zile într-un parlament ostil. De aceea vă spun că fiecare pas făcut pentru votarea unor proiecte cheie, fiecare moment în care noi arătăm coeziune și respect față de agenda publică, înseamnă încă o etapă de maturitate în conturarea acestei coaliții ca fiind cea potrivită pentru România.